Atunci când se vorbește despre mersul la biserică, de obicei noi evanghelici cădem în cel puțin două extreme. O extremă este cea de a idolatriza mersul la biserică, de a face din el un soi de disciplină spirituală, dacă este o disciplină spirituală, aproape mântuitoare, singura capabilă să ne maturizeze din punct de vedere spiritual. Dacă tot ceea ce facem pentru maturizarea noastră spirituală este mersul la biserică, este puțin, teribil de puțin. Cealaltă extremă este de a nega orice calitate a mersului la biserică. N-are nimic de a face cu creșterea noastră spirituală. Aruncăm ca în poveste copilul odată cu apa. Sunt niște avantaje certe pe care le avem în mersul la biserică. Avantaje care vin până la urmă din textele scripturale. Mersul la biserică este important pentru că el subliniază încă o dată un adevăr esențial în viața noastră de creștini, și anume că facem parte dintr-un trup. Biserica este trupul lui Hristos și noi ne împlinim funcțiunile în cadrul acestui trup. Atunci când excluzi mersul la biserică, pur și simplu te amputezi, te extragi, te înlături trupului lui Hristos. Dacă vrei să fii sfânt, una dintre modalitățile prin care Dumnezeu lucrează sfințenia în viața unui om este folosind darurile celor din jurul tău, celor din comunitate, celor din biserică. Tocmai de aceea e important să mergi la biserică. Ești parte a trupului și în trup există creștere. Ăsta ar fi unul dintre motive. Un alt motiv pentru care e important mersul la biserică este pentru că acolo are loc predicarea Evangheliei. Niciodată o predică online nu poate fi pusă lângă o predică în mijlocul comunității. Atunci când considerăm că predica online este egală cu o predică în mijlocul comunității, accentuăm de fapt, fără să vrem poate, importanța predicatorului și spunem că predica este bună doar dacă predicatorul este bun. Dar o predică bună nu are de face doar cu predicatorul. S-ar putea ca predica pe care tu asculți să fie mai slabă decât predica pe care o asculți în biserică să fie mai slabă decât predica pe care o asculți online. Dar tăria unei predici nu e dată doar de predicator. E dată de prezența ta acolo, este dată de reacția comunității, este dată de răspunsul pe care predica respectivă, e adevărat, poate mai slabă, îl aduce unor problematici pe care comunitatea ta o are, le are. Predicarea este mai mult decât transmiterea unui mesaj retoric. Este un cumul de factori care are de-a face cu trupul lui Hristos dintr-un anumit loc, dintr-un anumit timp, dintr-un anumit spațiu geografic. De ce să mai mergi la biserică? Punctul 3. Pentru că acolo are loc închinare. Și iarăși, nici închinarea nu poate fi întru totul împlinită prin mijloacele pe care noi le avem la dispoziție. Pentru că nu e vorba doar de transmiterea de unui concert, nu este vorba doar de ascultarea unor piese muzicale, ci este vorba de închinare. Închinare care are de-a face cu comunitatea, cu atitudinea comunității, cu răspunsul comunității la cântecele respective, cu declarațiile de credință pe care comunitatea le face prin cântările respective. Pentru toți cei care au experimentat închinarea în mijlocul comunității, ce spun este foarte veritabil. Niciodată, dar absolut niciodată, n-au reușit să aibă aceeași închinare în spatele unui ecran ca atunci când au fost în mijlocul comunității. Și îmi dăm voie să mai adaug încă un motiv. De obicei, când ascultăm o predică în spatele unui ecran, când ne închinăm, zicem noi, sau ascultăm închinare într-o parte, sau un concert, o piesă muzicală din spatele unui ecran, mai facem și altceva. Suntem foarte ușor distrași. Pentru că momentul acela nu e moment pe care noi îl dedicăm anume, oricât de tare am vrea. Că suntem pe canapea, că începe să țipe copilul, că se întâmplă ceva afară, că latră câinele. Totul ne poate distrage. Pe când faptul că ai mers la biserică, faptul că te-ai așezat pe locul tău, faptul că te-ai dedicat timpul acela, arată seriozitatea și implicarea ta, asumarea până la urmă a mesajului respectiv. Predica bună vine și cu asumare din partea ascultătorului. Sigur că poți să citești Biblia și te poți ruga și acasă. Poți să faci foarte multe singur. Poți să fii atot suficient. Nu ai nevoie până la urmă de nimeni și de nimic ca să te dezvolți, nu? Și famenul etiopian pe drum, când citea din carte, la un moment dat a zis: dar ce nevoie am eu să-mi explice cineva? Sau când l-a întrebat Filip
înțelegi tu ce citești. Filip ce a zis? Etiopianul ce a zis? Cum aș putea înțelege dacă nu e cineva care să-mi explice? Luăm prea ușuratic, mult prea ușuratic Evanghelia și considerăm că avem toate instrumentele necesare pentru a o interpreta și pentru a înțelege atunci când ne poziționăm în rol de mare învățător, mare preot. Noi suntem toate mădularele trupului. Da, dacă ești trupul în totalitatea lui, te poți descurca singur acasă. Dar dacă nu ești trupul în totalitatea lui, dacă ai nevoie de un evanghelist, dacă ai nevoie de un învățător, dacă ai nevoie de toate celelalte mădulare ale trupului, este esențial să faci parte din trupul respectiv și să nu părăsești adunarea, cum au unii obicei. Da, și eu cunosc oameni răi. Mulți. Atât de răi, încât... Da, creștini și necreștini cunosc răi. Atât de răi încât a trebuit să moară pentru ei Fiul lui Dumnezeu. De fapt, oare nu e un pic cam artificială împărțirea asta a oamenilor între buni și răi? Scriptura nu vorbește neapărat de oameni buni și de oameni răi, pentru că pentru toți a murit Hristos până la urmă. Eram toți atât de răi încât a fost necesară o jertfă. Poate că ar fi bine să împărțim oamenii atunci când ne gândim la felul în care biserica îi influențează pe oameni, nu în buni și răi, ci mai degrabă în drepți și nedrepți, în neprihăniți și prihăniți cu vină, în oameni justificați sau nu. Când i-am împărțit așa, poate că am vedea puțin lucrurile altfel în biserică. Da, în biserică se pot ascunde oameni răi, foarte răi. Dacă mergi la biserică pentru că acolo sunt acel club este perfect, ai ratat clubul. Biserica nu este un loc al oamenilor perfecți. Acolo se pot ascunde oameni răi, foarte răi, care n-au fost transformați, așa cum acolo sunt foarte mulți, cei mai mulți, oameni care sunt în curs de transformare, oameni care sunt modelați. Oameni care sunt justificați prin jertfa și credința în jertfa Domnului Hristos și care devin, n-au ajuns încă la desăvârșire, devin oameni tot mai buni, tot mai asemănători cu Hristos. Dar în procesul ăsta ei te vor jigni, ei vor avea momente dificile, așa cum și tu ai momente dificile, ei vor avea clipe în care te vor ignora, vor uita să zâmbească sau vor uita să-ți spună o vorbă bună sau mai rău, vor spune vorbe rele. Adică vor fi oameni. Vor fi oameni. Poate că ar trebui să ne gândim că toți suntem atât de răi încât avem nevoie de o schimbare radicală pe care numai Hristos ne poate aduce. Ei, și biserica asta face. Ea nu propovăduiește, veniți la noi, că noi suntem cei mai buni dintre toți cei care pot exista. Ci veniți la noi pentru că aici există unul care ne poate schimba pe toți. Și toți avem nevoie de schimbare. Da, poți pleca, dar cred că sunt în vremea noastră sunt așa de rapid luate deciziile astea de a te muta într-o biserică în alta și atât de slab fundamentul pe care facem aceste alegeri. Oamenii aleg să plece pentru că s-au întâlnit cu oameni, li se pare lor răi și se duc în altă biserică așteptând ca ea să fie formată din oameni mai buni și să lovesc că și biserica aia e formată tot din oameni. Oameni pleacă de la biserică pentru că nu sunt de acord cu muzica, nu sunt de acord cu un anumit predicator sau cu o anumită practică superficială a bisericii respective. Dar cred că există cel puțin două motive justificate să pleci. Unul dintre motive este că în momentul în care constați, după o analiză profundă și biblică, că biserica la care mergi nu mai este biserică. Că s-a transformat în orice altceva, numai în biserică nu. Că este un club social, că este un clan, că este un soi de partid, că este un soi de ONG, dar nu mai este biserică. Că Dumnezeu i-a luat sfeșnicul, că nu mai luminează, că nu mai propovăduiește pe Hristos. Mai este un motiv atunci când poți să fii profitabil în altă parte. Mă conduc după o pildă spusă de Domnul Hristos. Domnul Hristos spune la un moment dat pilda talanților. Iar Dumnezeu, stăpânul din pildă, când se întoarce, îi ia la bani mărunți pe toți cei care cărora le-a încredințat averea sa și face o contabilitate foarte clară. Ți-am dat atât? Trebuia să primesc atât.
celui care n-a adus nimic și spune, trebuia să-mi dai banii la zaraf. Pentru că trebuia să-mi aduci un pic mai mult decât ce ți-am dat. Să fii, cu alte cuvinte, profitabil pentru împărăție. Cred că poți pleca dintr-o biserică ce rămâne trupului Hristos în altă biserică ce și ea face parte din trupul lui Hristos în momentul în care, cu adevărat, poți să fii mai profitabil pentru împărăție. Cu adevărat. Fără romantisme, fără planuri ascunse, cu adevărat pleci să slujești. Într-o slujire care, are un, care aduce un profit mai mare pentru împărăție. Da, atunci poți pleca. Dar când te duci dintr-o biserică în altă biserică, pleci de la stat pe scaun, te duci la stat pe scaun doar ca să schimbi muzica, motivele pentru care ai făcut lucrul ăsta sunt mai degrabă personale și egoiste decât spirituale și profunde.